Dacă vreți să vedeți cum am ajuns așa, trebuie neapărat să vă uitați la vlogul ăsta până la final. Hai, îți arăt cum am făcut? Da, ia. Gașca, azi a avut loc o schimbare, ăsta este vlogul de revenire, însă nu mă așteptam la asta și nu mă așteptam ca primul vlog să fie așa. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, apăsați neapărat acum pe butonașul de like și dați share la acest vlog să vadă toți prietenii voștri. Uitați-vă ce s-a întâmplat azi. Hai că ține aici, mami. Cu ocazia asta nu-mi prinzi nici brandul de femeie puternică. Mai ai în ziua potrivită, mă îmbrac în mai o dată pară. Mai prins tu dacă e să mă filmezi. Da? Ah, mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! Ce drăguț! Începem treaba la păr? Da! Gata, sunt beauty la față și acum trebuie să facem și părul. One hour later. Bună ziua! E beculețul ăsta verde aprins de sus? Da, face puc, 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 puc. Hai, vino aici. Nu. Vreau să vi-l prezint pe maestrul schimbării. El a făcut... Bună ziua! El a făcut minunăția asta pe asta. Mulțumesc din suflet aici, la salonul lui. Găsiți linkul de pe Instagram, contactate. Trebuie neapărat să veniți aici. E genial. El mi-a făcut schimbarea asta. Bine, să ziceți deci dacă vă place, dacă nu, schimbăm? Nu, trebuie să vă placă, că eu ador! Așteptăm acolo multe, multe comentarii. Mulțumesc mult, mult de proba asta, mi-e genial. Toată! Bună ziua! Dacă vreți să vedeți ce reacție, că mai mult ca sigur mulți dintre voi sunteți curioși de reacția pe care a avut-o iubitul meu. Mamă, o vedeți? Pe vlogul lui. Nu-mi vine să cred. Vă mai dau și vouă un pic de reacție, că încă mai am aici, mi-a mai rămas aici. Deci nu-mi vine să cred. Deci nu am mai iubită. Uitați-vă și voi. Deci nu aveți cum să o recunoașteți. Mă jur. Deci în sensul bine sau rău? În sensul cel mai extra bun. Am închis camera, știți, când am filmat vlogul meu. Asta noi vă spunem, că suntem foarte transparenti. Da. Și am închis camera și fac iubita. Hai, nu sincer, acum îți place. Gen. Și am spus: iubirea mea, deci nu mai pot, te iubesc enorm de mult. Nu știu dacă am prins asta, dar în momentul ăla eu filmam. O să pun partea aia la edit. Bună. Dar nu știu cât de bine. Că s-a prins asta. Da, mi-a trimis o surpriză. Asta pentru noua lui iubită, gen. Ceva micuț, așa. La fix la salon acolo. Și povestește-le un picuț cât de mult ai. Da, fraților, gen. A crezut că eu termin. O așteptam pe iubita mea de vreo 4 ore jumate, cam așa. Și mi-am spus în cap: hai să fac o surpriză. O să am niște poze astea pe Instagram cu flori și spun: bă, iubita mea, venite cele mai frumoase flori. Și am intrat repede pe o aplicație de delivery și am intrat acolo, am găsit flori repede, am zis 15-20 de minute, am comandat cu riscul de a ieși iubita, va intra în mașină, dar mi-am zis... A sunat la salon, la Basam, că țineți acolo pe iubita mea, că... Noroc că au fost băieți de treabă și mi-au spus cine, Bibi, bun, hai să nu stricăm surpriza, deci trebuie să-i spun la cine, nu știu unde, să ajungă acolo. Mama, fraților, și după ce a plecat delivery-ul, eu tot mă uitam pe telefon, fericit, pe WhatsApp, să aștept mesajul iubitei mele. Frate, și nu mi-a scris timp de vreo 5 minute, nu mi-a scris și mamă, că era la make-up sau unde erai. Da. Frate, și nu mai puteam, mă panicasem, am zis, a ajuns sigur altundeva. Și după când mi-a scris iubirea mea, nu știu ce, mama, a rămas, am răsuflat liniștit. Da, mulțumesc. Faceți multe surprize iubitelor voastre, pentru că doar așa o să rămână placarea aprinsă. Aaaa, mă, bibitule!
Am glos, dar... Da, mereu îmi spune, am glos, am ruj, am la. Eu când o mai pup, spuneți și voi să mă pupe mai des. Fetele mă înțeleg. Fetele mă înțeleg. Fetele știu despre ce vorbesc. Uite, păi acum ți-am lăsat glos, uite, ia uite. Stai, nu, aici. Dar le-ai spus oamenilor că urmează să facem foarte multe vloguri, nu? Nu, că n-am avut când. Frate, cum să nu le spui așa ceva? Am revenit și pregătiți-vă pe bune. Rupeți acolo butonașul de like și fiți în continuare aici cu ochii pe vlogul ăsta, pentru că o să o sun pe mami, o să sun și pe tati și o să sun pe sora mea, persoanele importante din viața mea, și vreau să le văd reacția. Eu zic că o să le placă, pentru că e oarecum culoarea mea naturală. Da, și e și cu niște Mă uimești, iubire. De unde știi că la șuvițe... Îți geanuțule. Ești tare rău de tot. Cel mai tare, iubitam. E, stai niște, nu puteam să nu observ oricum fondul acesta de ten. De la Fendi. De la Fendi? E de la Fendi, nu? Nu. Ce să-ți zic, că poate... Știe că eu am fond de ten de la Fenty. Dar acest smoke de la ochi chiar mă îmi place. Smoky, nu? Smoky, nu știu, e smoky ceva, nu? Smoky eyes e cu negru. Eee, și la tine e un negru mai mov, așa. Este peach, este efectiv peach. Deci reacțiile vreau să le filmez când ajung acasă, dar reacția părinților mei trebuie neapărat acum, că n-am cum. Ce faci? Uite, bunașa. Vă pup pe toți. Vrei să vezi în ce hal sunt? Vrei să-ți arăt cum sunt la păr? Păi ce-ai făcut la păr? Cum adică ce-am făcut la păr? Mi-am făcut o schimbare. Da, ia să văd. Nu știu dacă o să-ți placă ție. De unde știi tu? Da, da, nici eu nu prea cred că o să-i placă la mami. Că de obicei ce-ți place, ții, place și lui Anto. Și invers, ce-i place lui Anto, îți place și ție. Și... Da, și mie nu prea îmi place, sincer. El nu prea e încântat. Da. Eu nu cred, așa ceva, că nu Anto nu e încântat. Sincer, sincer, mami, sincer. Îți arăt? Da, hai. Bau! E frumoasă, foc. Cea mai frumoasă e. Chiar ei stă foarte bine, extrem de bine, o aranjează enorm. Stai, dă-mi și pe tati. Hai, arată-te și lui tati. Ia zi, tati, cum sunt, îți place? E bombă. Și nașa. Stai. Mama, nu te mai văd. Te mai sun o dată. Ia zi, nașule, cum sunt? Nașule, vrea părerea ta. E la foarte frumoasă. Și părul e foarte frumos. Mulțumesc. Tati. Ai puțin care nașa surpriză pentru tine. Ia uite. Da. Ai un mantra deosebit, dragă. Tati. Hap. Ce mândră, tati. Vă pupăm, distracție frumoasă, pa! Distracție plăcută, să rămână. Să rămână. Chiar au fost încântați de părul meu. Și mami, și tati, și nașul, și nașa. Și mă bucur din suflet că e pe placul lor părul meu, pentru că și mie îmi place. Și sper că și vă aștept acolo multe, multe comentarii în descriere, dacă vă place. Și o să mai au câteva reacții, dar când ajung acasă. Mă, de nu mai pot. Acum continuăm vlogul lui Anto pe canalul lui. Trebuie neapărat să vă uitați. Nu le spunem ce facem. Nu vă spunem ce facem, dar continuăm vlogul. Eu lui. Am ținut camera până acum, să știți, n-am avut trepied în mașină și nu mai pot de mâini. Ce mami, n-a babyțel. Mea, cum se vede părul ăsta în lumina de la studio. Vreau să-i mulțumesc din suflet încă o dată lui Basam. Mulțumesc din suflet, Basam Concept Salon. Sunteți absolut minunați. Ați reușit să faceți o capodoperă, o artă din părul meu. Îmi place la nebunie. Îmi iubesc părul!
Sunt cea mai fericită, mulțumesc din suflet. Am ajuns și noi acasă, gașcă, și acum vreau să mai filmez așa un picuț reacțiile câtorva prieteni și vreau să o sun și pe sora mea, o să o sun chiar acum. Este destul de târziu acum când am ajuns noi acasă și am anunțat-o pe sora mea că o să sun, pentru că știu că doarme nepoțica mea, doarme mititica de Andruța, și am anunțat-o ca să se ducă într-o altă cameră unde nu e, ca să nu o deranjăm pe prințesică. Am emoții. Diana e o persoană super, super, super directă și dacă nu-i place ceva, zice din prima și mi-e tare frică ce o să zică. Aoleu, hai, Doamne ajută! Am emoții mai mari la sorma decât atunci când am sunat-o pe mamă. Ce faci? Hai, îți arăt cum e părul? Da, vreau. Mă crezi că am mai mari emoții la tine decât atunci când am sunat-o pe mami? Că tu ești, tu ești direct de rudă, tu ție, dacă nu-ți place, tu zici. Hai, îți arăt? Hai, dar e sinceră cu mine, așa cum ești mereu, da? Da, da. Păi mie îmi place. Fără nicio Caterinca, mie îmi place. Știu că... Eu m-am făcut în blondă. Da, știu. Ca să ajung la griul ăsta. Dar nu mi-a reușit. Știu că ție îți plac rău de tonanțele astea de gri. Mă deci gândeam, îmi place. Mă gândeam inițial, nu știu, să nu dea un picuț aiurea griul ăsta, highlights-urile astea gri. Auzi, dar te-ai gândit că în loc de șatenul ăla puteai să-ți bagi un negru? Da, da, gen, știi că eu aveam niște highlights-uri blonde, da. Și părul meu la rădăcină crescuse nuanța mea naturală. Da. Și n-am mai vrut să mi-l vopsesc la rădăcină, ci doar pe lungime. Și pe lungime ce culoare ai? Negru? Nu! Că nu se vede pe telefon la fel ca în realitate. Nu se vede. E culoarea mea cât se poate de apropiată cu nuanța mea... Na, că tu știi nuanța mea naturală. Da, dar oricum se vede bine, se vede super mișto. Gata, am aprobarea plusor mea numai, gata, așa mai fericită. Dacă vrei poți să-ți bagi negru și pe urmă... Poate, poate. Dar uite, pe cameră, de exemplu, se vede un picuț mai închis, gen mai negru, așa. Uite, păi, mă uit pe cameră. Se vede un negru, ceva de asta te-am întrebat. Oricum, e un șaten super, super, super închis, care dă spre brunet, că na, așa e culoarea, da. Culoarea mea naturală, natural. Super mișto, chiar se vede super mișto. Mi-o arăți mie. Să mă fac blondă, dar mi-e... Deci așa am făcut și prima dată când am sunat-o pe sora mea și am arătat că m-am făcut blondă. S-a făcut și imediat la... Nici o săptămână. Da, cred că n-a trecut o săptămână. Bine, fii atentă, zic de acum pa. Și tu te duci la aia mică și nu vorbești. Vreau să văd cum doarme. Bine, hai. O vedem și pe Andruța. Gata, i-a plăcut. Pentru că vreau să fiu o persoană care să zică nu îmi place sau ceva așa. De ce? Nu știu. Păi de ce? Mă întreb chestia asta, că toți au zis până acum. A, te întreb dacă o să fie o persoană care o să zică nu îmi place. Da, mă întreb, chiar sunt curios dacă o să fie o persoană care să zică nu îmi place. Cred că știu pe cine să sun. Pe cine, pe Cătălin? Da. Când i-am zis o Cătălin că vreau să-mi fac o schimbare la păr, mi-a zis să nu mă prindă, că lui îi place foarte mult cum îmi stă cu blondul ăla, dar s-ar putea să compenseze faptul că am șuvițele astea. Nu știu, hai să vedem, ia să sunăm pe Cătălin. Ia să vedem ce zice Cătălin. Da, Bibiloi. Ce faci, Cătăluț? Bine, uite, acum am ajuns și eu în centru, la parcă. Mi-am făcut schimbarea de look. Eram sigură. Surprinde-mă. Le-am spus oamenilor că tu n-ai vrut să mă schimb la păr. A, deci probabil te schimbă la păr. Da, dar cred că o să-ți placă, sper. Sper. Că nu m-am făcut așa cum ți-am zis. Neagră? Păi da, nu ți-am zis că mă vreau neagră. Dar nu m-am făcut neagră. Îți arăt? Iar eu când te faci,
Băi, sunt, culoarea mea naturală, dar... Bună, că blondul ăla tot e acolo, fără mea, îmi place... Mi-am făcut highlights-urile astea așa mai gri, mai... Ce bine, de ce ai San Antonio? Ce să zic, că i-a plăcut rău, de... a zis că sunt noua lui iubită. E bine pentru că mi-a făcut o surpriză, a zis că dacă sunt noua lui iubită mă scoate și la date. Bravo! Deci ce zici? E ce trebuie? Da, așa te face, nu știu, smart, nu știu cum să te explic. Nu cam. Îmi place, îmi place rău să mor eu. Da? Deci mă face smart și expensiv? Sincer. Hai, te-am pupat, că te luți, mersi mult. Pupa! Și cu unghia mea neunghie. Let's go! Și mai vreau să văd încă o reacție de la prietena mea, Bianca. Scurioasă ea ce o să zică. Ea m-a susținut în decizia asta de a-mi schimba părul, de a face un refresh la părul meu. Hai să vedem ce o să zică. Ce faci? Bine, tu? Bine! M-am schimbat la păr. Ia să te văd. Mi-e frică de ce o să zici. De ce? Sperând de rupă portocalie verde. Oricum ești frumoasă. Hai că ești frumoasă. Cum asta? Nu te-ai făcut brunetă, brunetă, dar se vede bine. Nu brunetă, că mi-am băgat și niște highlights-uri. Se vede cum am făcut că erai frumoasă. Mua, tu ești frumoasă. Ce ai zis? M-am supărat pe Bianca acum câteva zile și acum profită că filmez vlog ca să-i zic că nu sunt supărată pe ea. Hai, bine, gata. Nu mai sunt supărată pe tine. Dar te vede bine. Trebuia să te faci și roz. Să-ți iei șampon din ăla. Astea. Ah, păi poate o să le fac în timp. Da, pot highlights-urile astea să le schimb în mai multe culori. Să ia la spălat. Da. Îți vede bine. Mersi, te pup, Bia. Și distracție plăcută la party. Yay! Eu mă bag să editez vlogul. Cu Cătălin? Ce? Cu Cătălin ai vorbit? Da, i-a plăcut rău de tot. Face Cătălin cică, mă sună, stă așa și face... Cum face el cu pâine așa, că... Da. Mă bucur că îți place. Te pup, Bia. Te pup. Pup, pa! Auzi, Cătăline, am și eu nevoie de o reacție de-a ta, să o pun la început, gen să faci... Aoleu, ce ți-ai făcut? Da? Gen vreau o de-aia, gen, aoleu, ce ți-ai făcut? Hai, fii atent. Să-l zic eu? Da. Păi stai, că atunci eram în mașină, să pe stradă. Nu contează, lasă. Bine, stai, doamne, 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 că te măcar cu mașinile. Hai, stai. Gata. Stai, mă! Hai, îți arăt cum am făcut? Da, ia. Bine, rău! Gata, hai, mersi! Pup, pa, hai, cam! Cam acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut, așa un mic vloguleț de revenire, dar fiți pe fază că revenim în forță cu vloguri de alea bombă. Avem niște idei demențiale, așa că fiți cu ochii pe conturile noastre de Instagram și de YouTube, Antonio Pican, bibi.oficial, urmăriți-ne, fiți aici cu noi și, apropo, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați fost alături de noi și în momentele în care nu am fost atât de activ, adică deloc activ, în perioada bacului. Și dacă vreți să fac un vlog legat de BAC, scrieți-mi în comentarii. Știu că foarte mulți dintre voi aveți multe întrebări referitoare la BAC. Media deja e pe Instagram. Eu sunt super mulțumită de media pe care am avut-o, by the way, că mi se pune des și întrebarea asta. Cum am învățat mai ușor, ce așteptări am avut, cum mi s-a părut BAC-ul și așa mai departe. Așa că dacă vreți să existe vlogul ăsta pe canalul meu de YouTube, scrieți-mi în comentarii și poate într-o zi o să vedeți un story în care vă rog să-mi lăsați întrebări legate de BAC. Fiți cu ochii pe noi pentru că avem multe, multe proiecte muzicale, multe surprize aici pe YouTube. Și chiar acum, dați o fugă și pe canalul lui Bibi că... Cred că a postat sau urmează să posteze și el vlogul pe care l-am filmat tot
astăzi. O să fie foarte interesant. V-am pupat tare, tare, tare și nu uitați să rupeți butonajul ăla de like, să dați un mare share, un subscribe. Baby, îmi face acolo în spate cu mâna. Ți-ai și tu la revedere? Vă pupat toți, să vedeți ce urmează, nu sunteți pregătiți niciodată. Fiți cu ochii pe noi. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Mamă, ce turmirea să zic data viitoare. Mua! Pa!